au mai rămas doar câteva zile până când majoritatea românilor sărbătoresc Paștele. Tot mai multe persoane ajung să petreacă sărbătorile singure. Din diverse motive, multora le este imposibil să fie alături de familie, de prieteni, de toți cei alături de care își găsesc fericirea, iar sentimentul poate fi copleșitor. Există însă soluții. Persoanele care sunt singure, din vari motive, ori pentru că sunt la distanță de familie, pentru că sunt în afara spațiului familial, pot să se integreze, și asta e o muncă pe care o fac de ceva timp, între cunoștințe, între amici, între prieteni, adică în afara familiei avem o altă orbită compusă din persoane cu care ne simțim bine, cu care avem ce discuta, cu care ne putem relaxa, cu care avem obiective de interes. Și atunci cumva ne putem atașa sau putem să-i atașăm pe ei la noi de așa manieră încât să depășim sărbătorile împreună. Comunicarea în astfel de situații este esențială. Adică, în esență, a fi un bun creștin înseamnă să te gândești, oare ce persoane singure cunosc eu? Și atunci cumva să spun, nu vrei să vii la noi de sărbători, nu vrei să vii la noi să facem Paștele împreună sau să mergem la slujbă sau să ciocnim un ou sau să... Adică, dacă noi care avem familie știm persoane, am putea să le invităm noi, pentru că ele poate sunt reținute ca să nu deranjeze, să nu invadeze, să nu fie respinse. Teama de a fi respins este destul de importantă. Și atunci asta poate deveni un mecanism de supraviețuire pentru toată lumea care este singură din diverse motive. Persoanele singure care alunecă în depresie sunt ușor de identificat, susțin specialiștii. Se izolează în casă, refuză dialogul cu ceilalți, au schimbări de apetit și tulburări de somn, sunt lipsite de energie și nu mai au poftă de viață. Psihologii spun că cele mai vulnerabile persoane în preajma sărbătorilor sunt acelea care au încheiat o relație, care sunt divorțate, vârstnicii sau cei cărora le-a decedat partenerul.